Domnul Valdrească. Și Domnul să fie binecuvântat și înălțat și în această dimineață în mijlocul poporului Său. Haideți să ne rugăm și să cerem îndurarea lui Dumnezeu peste adunarea noastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău și înălțăm numele Tău de Dumnezeu adevărat. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul și Răscumpărătorul păcatelor noastre. Și îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care lucrează în noi sfințire. Te înălțăm și binecuvântăm încă o dată ceea ce vrei să faci mai departe în viața noastră în această dimineață. Te rugăm prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău să te atingi de fiecare dintre noi, de mintea, de inima noastră, să ne transformi și să ne schimbi după chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Te rugăm mai departe să vorbești prin cuvântul Tău și de har robului Tău, de putere și ungerea Ta specială. Și te rugăm încă o dată să ne ajut să mergem schimbați în mai bine din prezența Ta. Ne închinăm înaintea Ta, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Și fiecare dintre dumneavoastră să aveți parte de îndurarea lui Dumnezeu și astăzi. El să fie Cel care se atinge de fiecare dintre noi în mod personal și în mod special. Pentru că El cunoaște chiar și gândul nostru. Ne bucurăm să fim la închinare înaintea lui Dumnezeu astăzi. Ne bucurăm să-L avem pe fratele Cristi, împreună cu familia. Domnul să-L binecuvânteze. Domnul să-I dea har mai departe. Și Domnul să-L folosească în lucrarea Lui. Amin. În continuare, aș vrea să ne închinăm împreună cu frații la închinare cu două cântări. După aceea vom avea fanfara cu o cântare și apoi momentele de rugăciune. Haideți să ne închinăm înainte lui Dumnezeu cu bucurie. Aruni în fara, căci
pentru rugăciune, aș dori să ne îndreptăm atenția spre un psalm din Scripturi pe care îl cunoaștem cu toții, psalmul 145. Aș dori să-l considerăm acesta ca și o rugăciune personală fiecare. Și cei care puteți să-l rostim toți cu voce tare. Și apoi să venim înainte lui Dumnezeu și să îndrăznim să ne rugăm pe rândul, pe rând, fiecare, bărbații, femei, frați, surori, și să aducem înaintea Domnului rugăciunile noastre. Înainte de a citi acest psalm, aș vrea să fac și un fel de dedicație pentru surori, pentru doamne și domnișoare. A fost 8 martie, da? Avem un text, este un verset din Iacov, capitolul 1, versetul 17. Și mai ales pe bărbați și pe băieți, îi îndemn să nu uite, să mulțumească lui Dumnezeu pentru femeile din viața lor, pentru cei care mai au bunici, pentru cei care mai au mame, pentru cei care au soții, pentru cei care au surori, pentru cei care sunt binecuvântați cu ele. Și aș vrea să ne uităm la acest verset, Iacov, capitolul 1, versetul 17. Aș dori să luăm aminte și să vedem ce înseamnă bunica, mama, soția, sora din viața noastră fiecăruia. Bogdan, reușești? Tehnica ne dă de cap astăzi. Am avut o criză, am evitat-o. Iacov, capitolul 1, versetul 17, spune așa. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Așa ar trebui să vedem noi, băieții și bărbații, femeile din viața noastră, ca un dar care a venit de sus. Cele care, ca soți, ne împlinesc, ca mame, ne ocrotesc și ne îngrijesc, ne-au dat viață, ar trebui să ținem cont de acest lucru. Un dar bun, un dar desăvârșit, care vine de la Dumnezeu. Ca dedicație pentru doamnele, domnișoarele, surorile din viețile noastre. Și acum aș dori să rostim împreună Psalmul 145 și după aceea, cu cei care doriți, să venim în rugăciune cu voce tare, să îndrăzniți. Frații, să nu uitați să mulțumiți pentru doamnele, domnișoarele, pentru surorile, pentru femeile din viața noastră. Haideți să rostim împreună acest psalm ca o rugăciune personală. Te voi înălța, Dumnezeule, Împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată, și eu voi povesti mărimea Ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate și să se laude dreptatea Ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slavă a împărăției Tale. Împărăția Ta este o împărăție veșnică
și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate viacurile. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de El și le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce îl iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Amin. Haideți să ne plecăm și să îndrăznim să venim înaintea Domnului cu voce tare. În rugăciune. Să-și dea binecuvinte biserica la binare, să-și dea binecuvinte toți cei care sunt în locul acesta și nu au mântuirea ta. Pentru că ne cercetează
Te rugăm, Doamne. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru că vedeți din familia noastră, pentru că vedeți din biserica ta, te rog să vă binecuvânteze. Amin. 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 Privește binecuvântele tale peste fiecare dintre ele. Amin. 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 Mulțumim, Tatăl nostru, în această dimineață, pentru această zi, pentru darul vieții care ne vine cu dar. Mulțumim, Doamne, pentru biserica care este la întâlnire, rogul, în mod special în această zi, sub binecuvântez. Amin. Sub binecuvântez cuvântul care va fi rostit. Amin. Binecuvântez părtășia bisericii. Amin. Și apoi, Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru toate surorile, pentru toate mamele, pentru soțiile cu care ne-ai binecuvântat această biserică. Îți mulțumim. Te rog frumos, Doamne, să rămâi în continuare cu această biserică. Te rugăm. Noi cu toți să ne adus ca împreună să te cinstim și să-ți glorificăm numele Tău și să răspândim Evanghelia. Amin. Amin. Te laud, mulțumesc pentru că am fost și mulțumesc, Doamne, pentru că ne iubești atât de mult. Și mulțumesc, Doamne, pentru că ne dai mulțumire. Mulțumesc, Doamne, pentru această biserică. Pentru toate binecuvântările pe care le iubești pe Sfânt. Fii binecuvântat acolo, cu cele pentru toate aceste lucruri. Amin. Mulțumesc, Doamne, și pentru familia mea. Mulțumesc pentru soția mea. Mulțumesc pentru că ai vouă pe. Și mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântările. Să ascultăm mai departe pe grupul de frați cu o cântare, apoi sora Oana are o poezie, copiii am înțeles că au și ei pregătit o cântare, după copii o rog pe Daria să aibă poezie. Și apoi o să vedem cum Domnul îngăduie lucrurile mai departe. Domnul să fie binecuvântat și lăudat pentru toate lucrurile. Amin. Mulțumim, Iisus!
bucura mereu să-ți fie în Hristos și în jertfa sa. Bucuria este roada sufletului mântuit care strigă în gura mare: sunt iertat, sunt mântuit. Bucuria e cununa celor care sunt cuvânt, cugetă și împlinesc, iar spre cer își iau avânt. Au încredere deplină în Hristos cel răstignit, scopul lor e să trăiască pentru Domnul lor slăvit. Dacă vrei să ai bucurie, ochii pironiți spre El, să-ți fie toată viața, slava Lui să-ți fie țel. Bucuria stă în inimi pline de recunoștință, zilnic ele mulțumesc și trăiesc doar prin credință. Bucuroasă e femeia care zilnic dăruiește, lăcomia nu cunoaște și în iubire ea tot crește. Bucuria e în omul care e zilnic iertător, vorba bună o rostește și de bine-i făcător. Bucuria și ascultarea sunt prietene de viață, împreună oglindesc chip ceresc, plin de dulceață. Bucuria este leacul când urcușul este greu, oasele ea întărește, prins puteri precum un leu. Bucuria e o poruncă de la Dumnezeu lăsată. Bucurați-vă în nădejde, o răsplată vă așteaptă. Bucurați-vă în Domnul, bucurați-vă mereu. Prin aceasta veți da slavă zi de zi lui Dumnezeu. Amin. Amin. Yeah.
să rostești un nume plin de faimă, dar ori și ori te găsești, nici când nu ai să întâlnești un nume ca de mamă, un nume așa de minunat, așa plăcut și mare, nu poate fi asemănat nici cu cel mai scump diamant sau altceva sub soare. A fost lăsat de la început să fie o alinare, să fie întoată în trecut, un har de nemai conceput pe a vieții cărare. Nume de mamă, nume drag, și azi cu bucurie rostește și fiul pripiac și acela ce te așteaptă în prag când îți fie. Ești totul pentru cei micuți, tot ce-i mai bun și dulce. Tu îi ridici pe cei căsuți, ești călăuză pentru mulți, aflați azi la răsuruce. O fețe sfinte dăruiești cu atâta bunătate, pe toți din casă o iubești și în rugăciuni îi pomenești în ceas târziu din noapte. Glasul ei dulce și duios aduce armonia, te învață să trăiești frumos, să calci pe urma lui Hristos, ca să-ți dea veșnicia. De vrea al Domnului să fii, să mergi pe calea vieții, ce duce până în veșnicie. Să fii un frate între fii ai Domnului dreptății. O, tu copil, ce încă ai, cui spune astăzi, mamă, întreaga cinste să-i o dai, să-i faci viața cu ai stărai, pe lume când te cheamă. Să o asculți, să o prețuiești cât încă e cu tine, în dragoste să o cinstești, și doar de bine să vorbești, căci când spre numai bine, te pleacă des, pe genunchios, smerit în rugăciune, și mulțumește lui Hristos, că ți-a dat un dar prețios, o mamă pentru tine. O, Domnul meu, doresc nespus, prin mâna ta sublimă, să-i dai viața fără pus, să-i pregătești în cerul sus o veșnică bunună. Să o înconjori în orice zi cu milă și îndurare, să-i dai nespuse bucurii, să fie toți ai ei copii o binecuvântare. Iubirea ta de Dumnezeu să-i fie mângâiere, și atunci când drumul e greu, când valurile vin mereu, tu scapă de durere. Redă-i în orice zi din zori cântecul de iubire, să-i fie caia numai flori, cu țări săline fără nori, până în nemurire. Așa aș vrea, Iisus iubit, să-i faci viața întreagă, să o întărești până la sfârșit, iar sufletul neprihănit să-i primești în slavă. Cu dragoste îți mulțumesc, cuprins ți-a dincă teamă, și-ți spun sus că te iubesc din inimă și te slăvesc că încă am o mamă. Amin. Amin. Mulțumim. Mai departe ascultăm un trio de bărbați, fratele Emi, fratele Marian și fratele Dani. Îl îndemn pe fratele Emi să spună ce are de spus, să nu țină acolo cadou numai pentru el. Mi-a zis mie să vorbesc, mă, frate Emi, îmi pare rău, dar trebuie să spui ce ai de spus. Surorilor, Doamnelor, domnișoarelor, mai ales, da? Domnul să fie binecuvântat pentru lucrarea lui și pentru surorile din viața noastră. Dar nu avea nimic deosebit de spus. Doar că vrem ca această cântare, în primul rând, ea să fie închinată Domnului ca o laudă și o mulțumire și apoi o încurajare pentru
dumneavoastră, surorilor, mamelor, bunicilor și soțiilor, cu care Dumnezeu a binecuvântat viețile noastre, această biserică. Și vrem, noi vorbasea, să vă spunem din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin.
aș dori să fac anunțurile pentru biserică. Copiii se duc la grupe. Adunările Domnului în casa lui Dumnezeu din Tulca de închinare sunt cele pe care le cunoaștem. Duminica de dimineață de la ore 10, după amiază de la ore 4. Astăzi nu vom avea întâlnire în biserică după amiază de la ora 4, ci vom avea priveghi de la ora 6. Mâine seară de la ora 7 și marți va fi înmormântarea de la ora 1, am înțeles, la Oradea. Fratele Moise Cioară, trecut la Domnul, Domnul să mângâie familia înduliată și să lucreze în mântuire. Serviciul e aici? Deci serviciul va fi aici și înmormântarea se va face la Oradea. Da, mulțumesc. Nu știm niciodată când ne vine rândul și cui vine rândul. Ar trebui să ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Până mai avem har și până mai avem timp și până mai avem îndurare din partea lui Dumnezeu. Mă rog ca acest cuvânt al Lui, care va fi vestit în această dimineață, să cercedeze inima care are nevoie de mântuire și să întoarcă suflete la El. De asemenea, aș dori să anunț Doamnele și Domnișoarele să nu se grăbească să iasă afară din biserică, din partea bisericii, din partea bărbaților. Am pregătit pentru dumneavoastră ceva dulce. Acum, în loc de o floare care am zis să luăm și ceva care se poate consuma. După întâlnirea de dimineață, din această dimineață, rog comitetul să rămână pe loc. Avem o întâlnire împreună cu fratele Cristi. Trebuie să punem la punct câteva lucruri și anunțăm biserica că pe data de 24 martie este convocată adunarea generală a bisericii pentru validarea ca păstor al bisericii a fratelui Cristi. Vă îndemn să veniți și să fiți prezenți la această adunare. Pentru că Dumnezeu caută să binecuvânteze întotdeauna unitate. De asemenea, mă rog ca peste săptămână Dumnezeu să ne ajute să trăim în lumină, să fim sare în mijlocul acestei societăți care are nevoie de exemplu. Mai mult ca oricând. Domnul să ne dea putere la fiecare. Să stăm înaintea Lui ca mărturii vii. Ca mărturii de copii ai Lui. În timpul unei cântări acum ne vom închina Domnului cu darul de bunăvoie. După ce ne vom închina Domnului, vom asculta Cuvântul Lui Dumnezeu. După ce ne închinăm Domnului, aș vrea să rog pe frați, pe trei dintre băieții bărbați, pe fratele Paul Cotrău, fratele Darius Popuțe și pe Marcus, să vină în rugăciune înainte de Dumnezeu, să mulțumească pentru fiecare mamă, pentru fiecare femeie din viața lor. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care Dumnezeu le-a dat-o fiecăruia. Pentru biserica Lui. Pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru robul Său. Haideți să ne închinăm Domnului și Dumnezeu de bună voie mai departe.
2, citim de la versetul 37, pagina Biblii 1057, Faptele Apostolilor, capitolul 2, citim de la versetul 37. Apoi, cu ocazia amintiți, ne vom ruga Domnului. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Ne rugăm. Doamne Dumnezeule Mare și Sfânt, Tu care ești drept în trăile tale și milostiv în faptele tale, Tu care răspire de mântul și te îngrui de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale, Doamne, vrem să spunem că Te iubim și putem, Doamne, să păzim poruncile tale. Amin. Doamne, să ne învețe în gândurile tale, Doamne, să primești închinarea pe care ți-am adus. Amin. Mulțumim, Doamne, pentru surorile din biserică, mulțumim, Doamne, pentru fiice, pentru soții, pentru mame, pentru bunici. Rămân, Doamne, să le binecuvinteze, Doamne, să le ajut să crească la potențialul la care Tu le-ai creat să crească. Mulțumesc, Doamne, pentru nașa, pentru mama mea, pentru soția mea. Da, da, binecuvinteze. Mulțumesc, Doamne, pentru exemplu. Rămân, Doamne, să le binecuvinteze. Amin. Rămân, Doamne, să ne ajut ca bărbați să le prețuim. Amin. Rămân, cadrul necesar în care ele să-mi vorbească. Amin. Rămân, Doamne, pentru tot. Amin. Amin. Doamne Dumnezeu, le mulțumesc că și astăzi avem harul de a veni în casă ta și de a auzi cuvântul tău. Da. Te rog frumos, Doamne, să ne ajut să, și să ne dai voința ca să încălțim cu cuvântul tău. Da. Ajută-ne, Doamne, să dărim și noi la ajutorul apostolilor, unitate. Te rog. Mulțumesc, Doamne, pentru surorile din viețile noastre, în mod personal, mulțumesc pentru mama mea, bunica mea, pentru sora și soția mea, pentru mătușa mea. Mă rog, Doamne, să le binecuvintez pe fiecare. Mă rog, Doamne, să le ajut să fie exemple cu cuvintoase mai departe. Doamne, te rog să binecuvintez și cuvântul Tău, te rog, la fiecare dintre noi și dă-mi, Doamne, să noi mai departe. Amin. Tatăl nostru bun, care locuiește în ceruri, venim înaintea Ta și Te recunoaștem ca singurul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat în viețile noastre. Să ne mulțumim pentru harul de a fi în casa Ta și în această dimineață la părtășie cu Tine și unii cu alții. Acum, Doamne, înaintea cuvântului Tău, dă-ne, Doamne, inimi deschise, îmbracă-ți, Doamne, robul cu putere și îți mulțumim, Tată, și pentru surorile dimineața noastră, îți mulțumim pentru mama mea, pentru viitoarea mea soție, te rog, Doamne, să le binecuvânt, să le dai cu putere și cu sănătate și să fie un exemplu de urmat mai departe. Amin. Amin. Cu pastrucurile. În urmă cu câteva săptămâni, după ce fratele Marcel și-a anunțat demisia, m-am trezit la Hirișel cu tot comitetul Bisericii din Tulca. A fost o vizită care m-a surprins și m-a onorat. Doar că din momentul acela viața mea a fost dată peste cap. Pentru că am fost pus în fața unei mari provocări.
fratele Daniel îmi spunea, dacă vii păstor la Tulca, vei avea 10 bărbați lângă tine care te vor susține. Amin. Acum să vă spun ce înseamnă asta. Uneori, ca păstor, trebuie să intri în prăpastie. Și ai nevoie de oameni care să țină de frânghie. Și uneori, prăpastie adâncă și problemele sunt mari. Asta înseamnă că atunci când, ca păstor, trebuie să abordezi unele probleme mai dificile, de o natură sau alta, să ai lângă tine oameni care să pună umărul și care să te susțină. Aseară, când am vorbit la un frate din biserică la telefon, au aflat și unii dintre ei, evident că nu s-au bucurat. Și spunea fratele, zice, mă rog ca biserica să nu te voteze. Facem haz de necaz, într-un fel. A fost o decizie grea și pentru că aș veni proroc în patria lui și asta are anumite dificultăți. Și desprinderea de Chidișel nu e ușoară, după mulți ani. Aș vrea în dimineața aceasta să trecem peste faza aceasta emoționantă și să nu prelungim prea mult. Să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să prezint felul în care văd biserica. Englezii au un obicei când invită un pastor să își prezinte viziunea, să arate cum vede el biserica. Și m-am frământat și m-am gândit ce mesaj să am într-o dimineață ca aceasta pentru biserică. Acum, când ne gândim la biserică, când ne gândim cum este ea, sigur ne dorim să fie într-un anumit fel. Și astăzi ne uităm pe internet și spunem muzica să fie într-un fel, trebuie să decorăm într-un alt fel, pastorul să vină îmbrăcat într-un anumit fel și vedem cum unii schimbă garderoba în funcție de politică și cum aderă la anumite, trec de la training la cravată, pentru că au schimbat și partidul religios. La ce ne uităm când vrem să lucrăm ca biserică, când vrem să trăim? Pentru că, uitându-mă și discutând un pic și pe internet, că multe astăzi se discută pe internet, cam forma noastră de închinare și de activitate ca biserică am luat-o, fie din vest, mai de mult formatul acesta cu oră de rugăciune, studiu biblic, servicii divine, a fost preluat din câte știu, din modelul german, mai ales și fanfarele în partea de vest, tot pe firiera aceasta venind. Acum ne uităm în America, la bisericile acestea mari. Dar, la ce ne uităm în fond? Pentru că sunt multe feluri de a-ți trăi viața ca biserică. Cred că trebuie întotdeauna să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dimineață aș vrea să prezint câteva lucrări importante ale bisericii. Aș spune temelia și lucrurile, stâlpii activității ca biserică. Ele nu sunt toate, dar va fi o predică un pic mai cu mai multe detalii și am nevoie să mă puteți urmări. Ne vom uita la 5 stâlpi ai bisericii. Ce face o biserică? Și ne vom uita în Cartea Faptele Apostolilor la un model frumos de biserică. Avem biserica de la început, plină de Duhul Sfânt. O biserică care a început în forță. Cum a arătat ea? Mereu trebuie să ne întoarcem la origini. Mereu trebuie să ne uităm să vedem cum a fost această biserică. Și aș vrea să vedeți felul în care eu văd. Sigur, nu cred că lucrurile trebuie schimbate, absolut. Dar poate trebuie nuanțate sau îmbunătățite în anumite aspecte. Cum arată o biserică sănătoasă? În primul rând, biserica sănătoasă este o biserică puternică în evangelizare. Biserica trebuie să facă evangelizare. În Faptele Apostolilor, deși nu și-au propus lucrul acesta, când a venit Duhul Sfânt peste cei care erau adunați acolo la rugăciune, Petru s-a trezit că îl predică pe Hristos. Oarecum provocat de ceea ce i-au spus ăștia sunt niște oameni beți. Cu bună dimineață s-au și îmbătat. Vorbesc în alte limbi, nu înțelegem, mai auzim, mai înțelegem câțiva dintre noi, îți oameni beți. Și atunci Petru spune, nu suntem beți.
Noi vă vestim cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a profețit Dumnezeu prin Ioel. Și de aici începe evangelizarea lui Petru. Și el face o evangelizare cu îndrăzneală, plină de putere. Acum, în moment istoric, ne aflăm după răstignirea, învierea și înălțarea Domnului. Suntem tot la Ierusalim. Locul unde a fost omorât Domnul Iisus. Și Petru, care a trecut și el prin multe frământări, acum stă față în față cu oarecum aceiași oameni. Aceiași iudei care l-au omorât pe Hristos. Înainte, el a fost atât de slab încât s-a lepădat chiar în fața unei femei. Acum stă în fața lor și le spune pe Hristos, îl predică pe Hristos, fiul lui David, Mesia lui Israel, și are curajul să-i confrunte și să le spună, voi l-ați răstignit. Pentru că evangelizarea confruntă. Aici nu ne prea place, aici am vrea poate o nuanță, să nu supărăm pe oameni, dar evangelizarea confruntă. Evangelizarea confruntă păcatul nostru. Și avem nevoie de evangelizare pentru că oamenii sunt păcătoși. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu pedepsește păcatul. Și dacă nu ți-ai rezolvat problema păcatului în relația cu Dumnezeu, vei avea de-a face cu judecata lui Dumnezeu și cu iadul. De aceea noi trebuie să vestim Evanghelia, așa cum avem nevoie de spitale pentru sănătatea noastră și care să ne rezolve problemele noastre de sănătate și nu am putea fără ele. Pentru suflet avem nevoie de biserică, de Evanghelie și de evangelizare, pentru că oamenii au o problemă, au o problemă cu Dumnezeu din cauza păcatului. Și Evanghelia vine ca să rezolve această problemă. O biserică sănătoasă face evangelizare. Acum, ce spunem în Evanghelie? În evangelizare. De multe ori, evangelizarea se reduce la veniți la noi, veniți la o săptămână de evangelizare, pocăiți-vă, botezați-vă, și oamenii nu înțeleg prea mult despre ce este vorba. În esența evangelizării, a Evangheliei, este persoana Domnului Iisus Hristos. În predica Apostolului Petru, îl vedem pe Domnul Iisus. Predicat pe Domnul Iisus. Pe El îl predică. L-au predicat așa de mult, că atunci când mai târziu în următoarele capitole iau și pe Petru și pe Ioan, mai mari norodului, și întreabă, și iau la cercetare și opresc, există o expresie care îmi place foarte mult acolo. Spune, ați umplut tot Ierusalimul cu învățătura aceasta, cu numele acesta. Și i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus. Vorbiți ce vreți voi, vorbiți filozofii, nu ne supără. Dar nu vorbiți despre Iisus. Nu-L pomeniți pe Iisus. Vorbiți despre Dumnezeu, vorbiți despre bunătate, despre dragostea lui Dumnezeu, dar despre Iisus. Și Petru spune mai apoi, în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. Apostolul Pavel, când merge în Areopag, în Atena, acolo, la oameni sofisticați, filozofi, dorni să audă mereu ceva nou, după ce începe de la un Dumnezeu necunoscut, ia un punct de pornire, ajunge tot la Hristos, adică Dumnezeu care a dat judecata în mâna Fiului Său pe care l-a înviat din morți. Evanghelia, evangelizarea, ajunge întotdeauna la Iisus, pentru că în mijlocul ei este Iisus Hristos. De aceea, noi când chemăm oamenii la pocăință, chemăm oamenii la Hristos. Chemăm oamenii la o relație cu Hristos. Îl vestim pe Hristos, Cel care a venit să-ți rezolve problema păcatelor tale. Care a luat asupra Lui această problemă. De aceea, Apostolul Petru îl predică pe Hristos și pe El. O Evanghelie care confruntă păcatele noastre. O evangelizare care sigur a fost aici eficace. Acum, există o întrebare care sigur ne punem astăzi cu toții care iubim biserica. De ce sunt puțini care se mai întorc astăzi la evangelizare? De ce sunt puțini care se mai botează? Vedem lucrul acesta peste tot. Nu doar în România. E un val și în Europa, chiar și în America. Și mă întreb ce se întâmplă. Nu mai are Dumnezeu putere? Ne ia Dumnezeu harul? Se îndreaptă spre alte locuri? Pentru că, într-adevăr, sunt locuri unde oamenii stau în picioare astăzi. Sau pe afară. Exact cum era la noi când a venit fratele Billy Graham. Dacă ați văzut acele imagini cu puhoiul acela mare de oameni care nu mai încăpeau în clădiri. Ce se întâmplă? Acum, două lucruri aș vrea să spun. Evangelizarea are
două aspecte. Este o evanghelizare masivă, de mulțime, cum obișnuim noi să facem. Săptămână de evanghelizare, întâlniri speciale în care ne adresăm prin cuvânt unei mulțimi mai mari. Și ea trebuie să continue și este necesară. Dar vedem că astfel de abordări sunt ineficiente. Nu mai au eficiența de altă dată. Și atunci trebuie astăzi să ne îndreptăm mai mult spre ceea ce numesc evanghelizare personală. În care de la om la om, în familiile noastre, cu copiii noștri, cu părinții noștri, cu soțul, cu soția, cu cei necredincioși, cu vecinii noștri, cu colegii de muncă, în relațiile pe care le avem să practicăm evanghelizarea, să vestim Evanghelia. Am văzut și la Hirișel astfel de rezultate când cei care s-au întors la Domnul au avut oameni care i-au învățat. La locul de muncă. Avem pe cineva care lucra, era zugrav și a avut harul să aibă un coleg credincios. Și zilnic, mereu, dimineața, la mea și seara, trebuie să te pocăiești și vorbea despre Iisus Hristos. Și el care era din afara Bisericii Baptiste. A ajuns să se întoarcă la Domnul și astăzi este membru în biserică acolo la Hirișel. Pentru că cineva i-a vestit în mod personal pe Hristos. Și asta cred că trebuie să insistăm mai mult în perioada următoare. În care să ducem mandatul acesta la nivel individual. În care cum ar fi ca fiecare să vestim Evanghelia. Fiecare dintre noi să punem o sămânță acolo. Nu e ușor. Unii n-au îndrăzneală, nu știu ce să spun. Dar vom vedea noi mai încolo ce înseamnă lucrul acesta. Așadar, o biserică sănătoasă face evanghelizare. Îl predică pe Hristos, confruntă oamenii cu privire la păcatul lor și o face în toate, în toate nivelurile. Apoi, o biserică sănătoasă practică ucenicizarea, creșterea spirituală, maturizarea. Oamenii aceștia, cei care s-au pocăit, aproximativ 3.000 de oameni, cam cât are aproximativ toată comuna turcă. Oamenii aceștia făceau ceva. Spune că ei stăruiau. Acum, să ai 3.000 de oameni la botez, e visul oricărui păstor, oricărei biserici. Te doare mâna să botezi atâția oameni. Trebuie să-ți aduci o armată de păstori care să-i boteze oamenii. Ei aveau scăldători, aveau ca un fel de bazine mai mari unde puteau să facă lucrul acesta. Erau mulți apostoli, oameni care puteau să facă lucrul acesta. Dar, ce faci a doua zi? Ce faci cu oamenii aceștia care i-ai botezat? Botezul e un eveniment frumos, e sărbătoare și apoi... Și apoi vine rutina, vin problemele. De aceea, ceea ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia botezați este că ei au fost prinși într-un proces de creștere, de maturizare. Oamenii aceștia au stăruit. Stăruința arată prioritatea lor. Oameni care s-au dedat la aprofundarea lucrurilor. N-au rămas la nivelul incipient. Din păcate, pentru mulți, nivelul cel mai înalt atins în viața lor spirituală e nivelul botezului. Dar acela este momentul de început. Este momentul de intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Și tu trebuie să crești la nivelul acela. Și oamenii au înțeles că trebuie să stăruie. Și au stăruit fiecare dintre ei. Vedem aspectul acesta că ei stăruiau în anumite lucruri. Fiecare era plin de frică. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Ce văd aici este că tonul în ucenicizare, în creștere, a fost dat în toată biserica. De multe ori în bisericile noastre, creșterea spirituală la un nivel mai aprofundat este doar pentru unii care vor ei mai mult, vor să se facă păstori sau n-au de lucru acasă, n-au ce să-l facă. Nu? Fiecare dintre noi, în diverse niveluri, trebuie să fim implicați în creșterea spirituală. Nimeni n-a fost lăsat pe din afară și oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, în Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să creștem în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. În a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să ne rugăm, cum să citim Cuvântul lui Dumnezeu, cum să studiem Cuvântul ca să ne putem hrăni, cum să practicăm meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu, memorarea Scripturii,
căsătorii, cum să luptăm spiritual, să ne cunoaștem doctrinele de bază ale noastre, mărturisirea de credință, ceea ce credem noi, să ne descoperim darurile spirituale și felul în care putem să slujim în biserică, să învățăm cum să facem evangelizare în mod personal, să învățăm cum să vestim Evanghelia. Unii ar face-o, dar nu știu cum. Imediat sunt încuiați prin întrebările care sunt puse. Și trebuie în toate nivelurile să învățăm și să creștem. În viața mea, mă uit, au fost câteva momente care au dat un mare impuls creșterii spirituale. Când eram clasa 8-a, eram trei băieți care ne-am adunat la... Era o practică, cred că și cei mai mari obișnuiau lucrul acesta sau se făcea la anumite niveluri. Era anii după 90. Și aveam un grup de părtășie. Eram eu cu Marius Dozău și cu Ben Nicotrău, fratul Ionică. Și ne adunam o dată pe săptămână să mai dezbatem anumite lucruri pe care le puteam noi dezbate cu mintea de atunci, de 14, 13, 14 ani. Să ne rugăm și să... Poate chiar să dăm socoteală unii altora de cum ne trăim viața, cum avem părtășia cu Domnul. Au fost acele grupuri, pentru mine a fost grupul acela extraordinar. A fost un lucru care m-a ajutat cam un an de zile. Apoi Marius a mers la școală în Oradea și grupul n-a mai funcționat. Îmi amintesc fratele Nelu Fabian ne-a luat pe câțiva la ucenicie să ne învețe anumite lucruri care au însemnat foarte mult pentru noi în vremea respectivă. A însemnat un ton și o tendință și o pornire în foarte, foarte multe lucruri. Atunci s-au stabilizat și atunci am crescut foarte, foarte mult în perioada aceea. Mi-amintesc o perioadă destul de lungă de timp. Ne întâlneam la rugăciune acasă la fratele Emi. Biserica s-a adunat la ora 9. Nu mai știu ora, dar cel puțin, cred că și înainte de 8, ne adunam băieții, care eram atunci între tineri, eu eram mai mic în perioada aceea, între ei, și ne adunam să ne rugăm. Și au fost și alte astfel de grupuri, în care oamenii au crescut. Mulți, și eu m-am ocupat mai târziu de unii, unii au ajuns păstori, în fine, asta e riscul, că dacă te bagi în astfel de grup, s-ar putea să fii păstor. Și să intri în lucrare. E nevoie. Și Domnul să ridice din biserica aceasta mai departe păstori, lucrători. E nevoie mare în comunitatea noastră. Dar și la nivelul surorilor au fost astfel de grupuri și e nevoie de o aprofundare a credinței. De o aprofundare a Cuvântului lui Dumnezeu. A vieții spirituale. Și în felul acesta putem să creștem. Ca să nu fim copii. Ca să nu fim începători în ale credinței. Și să fim oameni care stăruie, oameni care cresc, oameni care sunt stâlpi ai bisericii, oameni în stare apoi să învețe și pe alții, oameni în stare să vestească Evanghelia și să câștige suflete, oameni în stare să-și învețe acasă copiii lor cele necesare ale credinței. Și e nevoie ca biserica să-și propună să crească. De la nivelul la care suntem, să mergem la un alt nivel. Dar biserica... Ea trebuie să facă evangelizare. Cei care se întorc la Domnul, cei care sunt convertiți, trebuie să fie implicați într-un fel sau în altul, într-un proces de creștere spirituală, să nu rămână copii, să nu rămână la nivelul de început, ci să crească tot mai mult. Apoi, ce vedem în biserica aceasta și trebuie să avem în biserica noastră, este... părtășie. Oamenii aceștia erau prezenți la părtășie. Și aici avem expresia legătura frățească. Le era drag să vină la oaltă. Le plăcea așa de mult că nu veneau doar duminica sau în ziua de sabat, ci veneau în fiecare zi. Acum trăim într-o vreme în care nevoia aceasta de părtășie mai scade. Mă gândeam ce-a fost în capul celor care au condus biserica în urmă cu mulți, mulți ani, când aveau trei servicii pe duminică. Dați-mi voie să spun că mi se pare că nu e real. Așa ceva nu poți să crezi. Vă imaginați cum e să vii de trei ori pe duminică?
este astăzi, trăim într-o vreme în care așa ceva, nici nu credem că a fost. Dacă n-am avea mărturiile unora care au, nu știu dacă mai sunt, dar cei în vârstă, cu siguranță, au fost aproape de acele vremuri. Erau, în general, vremurile de trezire. Vremurile de trezire spirituală, când oamenii iubeau casa Domnului, iubeau părtășia. Sigur că a fost și un context social, și acum ne trăim viața într-un context social, cu lucruri care sunt o pricină rea pentru părtășie. Astăzi avem la dispoziție internetul. Poți să asculți cele mai bune predici, dacă știi engleză, ai la dispoziție tot ce vrei. Poți să asculți cea mai bună muzică, poți să stai duminica în pat frumos cu cafeluța lângă tine și să urmărești cel mai bun program. Poți să schimbi dacă nu-ți place și mergi de pe unul pe celălalt. Sunt multe biserici care au transmisie în direct. Și atunci nu mai e nevoia aceasta de părtășie. Vă amintiți când venea câte un american prin 90, veneam de curioși și umpleam toată biserica. Acum dacă anunțăm că vine un american, poate că golim biserica. Da. Se schimbă vremurile. Avem posibilități de a comunica mai ușor. Nu erau telefoane, nu era modalitatea de a vorbi unul cu celălalt. Și atunci era dorința aceasta și socială de a veni la casa Domnului, te vedeai. Biserica, mai ales înainte de 90, era atacată și atunci, oarecum, instinctual, biserica se strângea la oaltă ca să poată să lupte cu sistemul și să fie un organism mai tare. După 90 a fost boom-ul acela, libertatea pe care ne-am dorit-o și după care am tânjit așa de mult, s-au făcut multe clădiri noi, botezuri cu foarte multe persoane, a fost momentul acela de creștere și acum trăim, mai ales după intrarea în Uniunea Europeană, cu mișcarea aceasta, foarte mulți au emigrat, au mers dincolo, bisericile multe s-au ocolit și multe au scăzut ca număr de membri, legătura aceasta frățească slăbește. Dar biserica trebuie să continue să investească în ea și să o aibă. Acum, Pavel spune bisericii din Roma, pe care n-am văzut-o, spune, doresc să vă văd, 1:11 din Romani, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă, să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Faptul că venim la oaltă arată că avem o credință comună. Trebuie să fie în noi această tânjire să vii la casa Domnului. Mă bucur, spune psalmistul, când mi se zice, haidem la biserică, la casa Domnului. Îndeamnă apostolul în evrei să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Din cauza persecuției, a greutăților în credință, unii n-au mai dat pe la biserică. Persecuția golește într-un fel biserica, libertatea golește mai tare biserica. Nimic nu golește mai tare biserica ca libertatea, ca prosperitatea, ca momentul în care avem de toate. Nu mai avem multe nevoi neîmplinite. Când suntem bogați, ne-au îmbogățit și zicem că le avem pe toate. Nu mai e nevoia aceasta de părtășie de fratele tău. Și mai ales și astăzi, tinerii au mașini, au bani, pot să meargă ușor dintr-o parte în alta, pe care duminică pot să mergi în altă parte. Dar biserica locală are nevoie să se strângă la oaltă, să aibă această legătură frățească și să continue să dea, de exemplu, toată duminica Domnului. A fost perioada COVID-ului nu departe de noi. Fiecare biserică a trebuit să găsească soluții în perioada în care nu se putea aduna la Hidișel, pentru că nu eram o biserică mare, făceam online întâlniri din acestea cu toată lumea, ca un fel de videoconferință. Și făceam de dimineață, încercam să improvizăm și să facem ce puteam să facem. După masă nu mai aveam. Și ce am observat era că dădeam Domnului prima parte a duminicii și apoi după masa, da, fiecare mai găța plugul, mai remorca să-și pregătească lucrul numai bine pe luni, când începe și voie, da, la prima oră să poți să faci cheia și să mergi. Și deja mi-am spus, deja nu mai dăm toată ziua Domnului. De aceea cred că este bine și benefic pentru sufletul nostru să ne vedem și după masă, ca să nu rătăcim. Ca să nu ne stingem, pentru că tendința care e în multe biserici. Mai ales nu e păstor unde sunt mai puțini, unde mai adună după masă, nu-i cine să mai vină.
Apoi ajungem să nu ne mai adunăm sub biserici unde nu se mai adună nici duminica. Sigur, sunt foarte puțini acolo. Nu se mai adună mulți peste săptămână, nu mai au nicio întâlnire. Și ce se întâmplă este că restrângem totul și asta arată că ne-am slăbit din punct de vedere spiritual. Biserica, când a fost în loc, când a fost în perioada de trezire spirituală, iubea părtășia. Amintesc în anii 90, chiar după 90, într-o duminică, eram pe bulevardul Decebal, cam în zona Bisericii Emanuel de astăzi. Și erau mulți oameni, mergeau efectiv, traversau tot bulevardul dintr-o parte în alta și trebuia să mergi cu mașina printre ei, mergeau la tramvai și am întrebat copilul, fiind ce e aici? Și părinții mi-au spus, aici e Biserica 2. Era, a fost clădirea veche, pe Simeon Bărnuțiu. Și mi-au spus, acum zice, se schimbă programul. Aveau două programe, pentru că clădirea era mică, numărul crescuse imediat, după 90 și nu le mai încăpea loc. Și atunci au făcut de dimineața două programe. Și era momentul acela când se schimbau oamenii la program. Și era un buhoi mare de oameni. Din păcate, astăzi, sigur, avem clădiri, ele nu mai sunt pline. A slăbit legătura frățească. Atunci, cel puțin în momentele de trezire spirituală, de dragoste pentru Domnul, oamenii iubeau această legătură, iubeau în a fi la oaltă și biserica primară asta a făcut. Toți erau acolo, nu repet ceea ce am spus, toți erau fiecare, toți făceau această, aveau întâlniri regulate, aveau întâlniri pe care să le știe. Sigur, se întâlneau la templu, pentru că acolo era locul lor, încă n-aveau clădirile lor, abia multă vreme mai apoi și-au făcut clădirile lor. Oamenii aceștia erau așadar prezenți la împărtășire. Biserica trebuie să susțină prin membrii ei activitățile bisericii. Trebuie să pună inimă și trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat bunul acesta mare de preț, biserica. Biserica din Tulca este binecuvântată cu un număr frumos în comunitatea de Oradea, este printre primele ca număr de membri și trebuie să rămână acolo. Dar este nevoie ca fiecare membru, fiecare care este în această biserică, să vină în părtășie prin darurile și prin ceea ce el are. Așadar, o biserică sănătoasă face evangelizare. O biserică sănătoasă îi învață pe cei evangelizați, îi ucenicizează, îi crește spiritual, membrii cresc, în fiecare an ești mai sus cu o treaptă, ești mai matur, știi tot mai bine și ești mai aproape de Domnul, vii la împărtășie atunci când biserica a stabilit întâlnirile, când s-am stabilit că ne vedem să fim cu toții, să nu rămânem acasă, să ne motivăm unii pe alții în a fi la oaltă. Este o imagine frumoasă și în sat, când vezi cum duminica dimineața, duminica după masa, oamenii vin. Unde merg oamenii ăștia așa? Unde merg atâtea mașini când toți stau duminica dimineața și ce să faci duminica dimineața? Dorm mai mult. Când pleci la ora 12 de aici, ce sunt oamenii aceștia așa mulți? Ce? E o mărturie. Ăștia sunt pocăiții. Ăștia s-au adunat ca să se închine. Ăștia sunt o biserică. Prezența la adunare este o mărturie în satul acesta. Vorbește, evangelizează, transmite un mesaj în satul acesta. Că e ceva aici. Că e Dumnezeu aici. Că e o biserică aici. Apoi, biserica trebuie să fie profundă în închinare. Biserica aceasta primară se aduna la oaltă și făcea anumite lucruri. Unele le făcea la oaltă în cadrul închinării. Suntem încă la început. Multe lucruri nu erau stabilite, nu erau perfecționate. Abia mai târziu s-au șlefuit și s-au așezat. Dar închinarea nu era numai la adunare, închinarea era și acasă, prin ceea ce făceau. Oamenii aceștia, versetul 46 spune, erau împreună, nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Le plăcea la închinare. Unul dintre lucrurile frumoase la Tulca care a rămas și care s-a dezvoltat și care trebuie dezvoltat și mai mult este închinarea aceasta la oaltă. Pentru că ne-a binecuvântat Dumnezeu aici cu mulți oameni talentați, hăruiți de Dumnezeu
Și este frumos. Este frumos să fim la oaltă, cum cântă biserica, cum se închină. Este un lucru extraordinar. Acum ce trebuie să avem în închinarea noastră, ei aveau bucurie. Sigur, acasă, când se închinau acasă și frângeau pâinea, este un fel de... începeau deja să cristalizeze ceea ce este cina Domnului. O făceau cu bucurie. Închinarea trebuie să cuprindă în ea bucurie. Când ne adunăm la oaltă, când ne închinăm înaintea Domnului, fie aici, fie în cursul zilei, în activitățile noastre, trebuie să se vadă că suntem copiii Domnului și ne place asta și ne bucurăm că suntem mântuiți. Când cântăm, să cântăm plin de bucurie. Când îl lăudăm pe Dumnezeu, să lăudăm plin de bucurie. La un moment dat, când au făcut zidurile Ierusalimului, într-un context cu multe împotriviri, erau săraci, erau puțini, erau slabi. A venit Neemia și i-a condus și au reușit să facă zidul. După 100 de ani de la decret. Decretul de repatriere din Babilon. Antii au făcut altarul, l-au lăsat acolo mulți ani, apoi au făcut templul. A trebuit mereu prorocii să vină și să-i împingă să facă ceva, că oamenii nu prea au inimă pentru lucrare, în general. Dar mi-a plăcut un detaliu la final. După ce au făcut zidurile, au făcut un cor așa cu două părți, unii au mers într-o parte a zidului și cealaltă parte, s-au unit, au lăudat pe Dumnezeu, au dat și o masă, le spune, beți băuturi dulci, adică suc, bucurați-vă și prin felul în care mâncați. A fost o bucurie. Și partea aceasta e parte din închinare. Încă în Corint își aduceau mâncare cu ei, la biserică. Sigur, de aici au fost unele probleme pe care Apostolul Pavel le corectează, pentru că apar anumite probleme când mâncăm la oaltă. Dar mi-a plăcut detaliul acesta. Spune că s-au bucurat, s-a zguduit pământul de bucuria lor și dușmanii care erau în afara zidurilor și care ciuleau urechile și trăgeau cu ochii să vadă ce e acolo, ce fac evrei, spune că au auzit lucrul acesta. Da. Uneori trecând oamenii pe aici, pe lângă adunare, se audă cum cântă biserica din Turca. Cum se roagă. Cum îl laudă pe Dumnezeu. Și simplu fapt, când cântăm cu fanfara la înmormântare, se aude în tot satul și cineva se întreabă ce e acolo. Sunt pocăiții care sunt lângă o familie care își îngroapă pe cel drag și sunt o mărturie și sunetul acesta transmite ceva. E un fel de a te închina prin care transmiți ceva. Ei se închinau cu bucurie, se închinau în curăție de inimă. Închinarea trebuie să aibă în ea curăție. Când venim la oaltă, ne curățăm. Ne pregătim inima pentru închinare. De multe ori, duminicile dimineața și aici, trebuie să avem înțelepciune. Și noi când plecăm de acasă, mai ales că avem uneori drum mai lung, spunem că la ora aia trebuie să fim cu toții în mașină, pentru că altfel ne zic că nu suntem, de ce nu ești gata, și așa mai departe. Știți cu toții problemele de duminica dimineața. Și vii la închinare și nu ți-e inima bună. Poate te-ai certat, te-ai supărat. Să avem înțelepciune în felul în care venim și la închinare, venim înaintea lui Dumnezeu și să avem nu numai când luăm cina Domnului, ci ori de câte ori venim la oaltă înaintea lui Dumnezeu, ca biserică în închinare, trebuie să ne curățăm inima. Este o închinare care transformă. Oamenii aceștia lăudau pe Dumnezeu și erau, spune, tot mai plăcuți. Da? Înaintea întregului norod. S-a schimbat mărturia lor. Au mers la închinare și când au venit de la închinare, partenerul care poate era necredincios, l-a văzut pe celălalt schimbat. A văzut că altfel îi vorbește acasă, că inima lui este alta și când mergem de aici, trebuie să se vadă că ne-am întâlnit cu Domnul. Și inima noastră trebuie să meargă din locul acesta schimbată, transformată, închinarea ne transformă, ne forțează într-un fel să ne apropiem de Dumnezeu și ea ne schimbă inima. Și foarte interesant că închinarea aceasta era și un model bun de evangelizare. Pentru că în întâlnirile noastre chemăm cu noi, și aici trebuie să lucrăm, să chemăm și în cursul anului, nu doar la o săptămână de evangelizare, nu doar la sărbători, să chemăm aparținătorii bisericii, prietenii bisericii, cei de lângă noi. Haideți cu noi! Hai duminica cu noi! De ce să stai acasă? Dacă nu mergi la biserică, în loc să... Hai cu noi! Și în felul acesta oamenii vin, stau, la început nu cunosc cântările, se uită, dar te văd pe tine cum te închini. Îți văd Dumnezeul tău, îți văd viața ta, îți văd caracterul tău.
Și în felul acesta se nasc întrebări. Aud cuvântul lui Dumnezeu și închinarea bisericii este o modalitate foarte bună de evangelizare. Pentru că spune că ei făceau, lăudau, erau plăcuți și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ei se întâlneau în fiecare zi și la fiecare serviciu de închinare, acum sigur aveai apostolii care predicau, probabil cântau cântările evreiești, evreii aveau obiceiul de a cânta. Și oamenii veneau acolo și în fiecare zi erau oameni care se întorceau la Domnul. Închinarea trebuie să fie o modalitate bună de a face evangelizare. Așadar, facem evangelizare, îi ajutăm să crească din punct de vedere spiritual, ne adunăm la părtășie, aici ne închinăm și aici, acasă, continuăm închinarea noastră și ca mod de viață. Și apoi, în ultimul rând, biserica trebuie să slujească. Biserica trebuie să fie preocupată de slujire. Acum, să ai 3.000 de oameni care se întorc la Domnul, aceștia erau, mulți dintre ei erau veniți din diaspora, așa cum vin la noi copiii noștri din țările străine de sărbătoare și e frumos să iai de Paște, să iai de Crăciun, îi mai ții o zi, două și apoi ei se întorc la casa lor, merg înapoi de unde au venit. Oamenii aceștia, după ce s-au pocăit și ce au făcut, nu s-au mai întors. Au rămas acolo. Acum, cine dă de mâncare la 3.000 de oameni? Dă de mâncare la 3.000 de oameni. Odată, poate reușim. Ca biserică, băgăm mâna adânc în buzunar și facem o masă pentru 3.000 de oameni. Dar a doua zi și duminica următoare. Și a fost o problemă socială, a fost o problemă economică. De unde? Și s-au întâlnit la comitet, s-au întâlnit apostolii ce de făcut. Și atunci unii au spus, fraților, trebuie să învățăm să dăm mai mult. E o nevoie acum. Nu-i putem trimite acasă. Așa cum au zis apostolii către Domnul Iisus, era seară. Era acolo pe marea malul Mării Galilei și ei aveau puțin. Erau și obosiți după lucrare, că veniseră și ei cum i-a trimis Domnul. Toată lumea a obosit, avea nevoie de concediu. Și zic ei către Domnul, Doamne, dă-le drumul să-și caute de mâncare. Și Domnul spune, dați-le voi să mănânce. Doamne, dar nu avem nimic. Atunci Domnul face minunea. Doar că aici nu mai era o minune, ci ei și-au vândut averile și ogoarele. Au ajuns până la nivelul acela încât trebuia ajutați oamenii aceștia și au fost atât de darnici, atât de mișcați, încât și-au vândut și ceea ce aveau. În vremea aceea să ai un ogor, era locul tău de muncă. De acolo trăiai, de acolo mâncai tu și ai tăi. Nu erau locuri de muncă ca și astăzi. Și au ajuns să slujească până la nivelul acela al jertfei. Și biserica trebuie să fie preocupată de slujire, trebuie mereu să găsească oportunități de a sluji, nu doar nouă, sunt momente când ne slujim unii altora, când avem mese, când avem nevoi în biserică, dar biserica trebuie să slujească și în afară. Unul dintre lucrurile care s-a întâmplat imediat este că o femeie pe nume Dorca sau Tabita, care știa să croșeteze și să facă hăinuțe, erau și atunci copii orfani. Și biserica a fost printre primele organizații care a făcut asistența socială. A slujit comunitatea. În felul acesta, nu suntem doar niște oameni care ne facem clădiri frumoase și ne place să fim la oaltă și să ne slujim unii altora, ci biserica trebuie să slujească comunitatea. Faptul că există o biserică aici în Turca, satul trebuie să beneficieze și din punct de vedere social. Sigur, noi avem și o grădiniță și la Inișel și aici, prin care slujim comunitatea, prin educație și prin alte, sigur, lucruri care ne reprezintă. Lucruri care sunt în acord cu valorile noastre. Nu putem să facem chiar orice. Dar biserica trebuie să ajute comunitatea. Este cineva într-o nevoie? S-a întâmplat o nenorocire într-o familie? Biserica trebuie să fie prima care merge. Biserica trebuie să fie prima care merge acolo. Pentru că noi trebuie să slujim și în biserică, și în afara bisericii. Așadar, v-am prezentat câteva lucruri care sunt temeliile sau lucrurile pe care le facem ca biserică. Mai sunt și altele, dar acestea le văd din Cuvântul lui Dumnezeu că o biserică trebuie să le facă, să le gândească. Nu avem
detalii foarte, foarte clare cu privire la ele, cum le facem, și atunci ne uităm și în alte texte din Scriptură, ne adunăm ca și comitet, ne adunăm ca adunare generală și spunem cum facem evangelizarea. Cum facem creșterea, maturizarea spirituală a membrilor? Cum ne adunăm la oaltă? Când ne adunăm la oaltă? Cât stăm la oaltă în părtășie? În închinare ce facem? Ce cântări cântăm? Cum ne rugăm? Cum îl lăudăm pe Dumnezeu? Și cum facem slujirea? Cum slujim? Cum slujim în biserică, în nevoile ei, în primul rând, față de cei de lângă noi, cei din casele noastre, din biserica noastră și în afara bisericii. Așa văd eu că este o biserică sănătoasă, o biserică care este puternică în evangelizare, care este practică în ucenicie, care este prezentă în părtășie, care este profundă în închinare și care este preocupată de slujire. În felul acesta, dacă sigur, biserica va dori, pentru că tot ceea ce am vorbit până acum are o condiție vis-a-vis de votul adunării generale, în felul acesta văd eu lucrurile. Și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze această biserică, membrii ei să crească, să adauge tot mai mulți oameni la poporul lui Dumnezeu, să ne închinăm tot mai frumos și Domnul să fie încântat și plăcut când se uită la închinarea noastră și la tot ceea ce facem și saltul nostru să știe că este o biserică aici, la îndemână, care poate să slujească și să împlinească nevoile. Ești parte, într-un fel sau în altul, a acestei biserici. Gândește-te ce poți să faci mai mult. În toate domeniile acestea, cum poți să te implici mai mult? Doar la final, ca un lucru pe care aș vrea să-l urmăresc. Am spus aceasta și comitetului când am mai vorbit. În biserică sunt diverse sfere de activitate. Avem în centru oamenii total dedicați, oameni trup și suflet pentru lucrare, oamenii care viața lor este lucrarea, care jertfesc pentru lucrare. Apoi este un alt cerc cu membrii care participă în mod regulat la adunare, care vin de fiecare dată, care sunt aproape, dar, sigur, implicarea lor nu e foarte, foarte mare. Apoi, un alt cerc este reprezentat de cei care vin din când în când la biserică. Au o frecvență cu goluri. Apoi este cercul celor care vin mai rar. Zicem noi la Paști, la Crăciun, la anumite evenimente. Apoi este cercul celor care, oarecum, sunt aparținători ai bisericii, simpatizează cu noi, sunt oarecum în atenția și în grija noastră, dar vin foarte rar la biserică. Și apoi este cercul care este comunitatea, zona în care noi trăim. Ce-mi doresc ca păstor este să reușim să-i ducem pe oameni din cercul exterior de unde sunt, să identificăm unde sunt și să reușim să-i băgăm până îi facem pe toți păstori. Da. Este o glumă, dar până îi ducem la un alt nivel. Fiecare sunteți în cercurile acestea, sunteți undeva. Mai dedicat sau mai puțin, mai activ sau mai inactiv. Ne dorim ca fiecare să, în anul următor, să fiți într-un cerc mai interior. Aș vrea să încheiem printr-o rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare și cei care doriți la final să vă rugați potrivit acestui mesaj, potrivit a ceea ce ne stă înainte ca biserică, ca hotărâri, să ne călăuzească Domnul, să ne ajute să avem gândul Lui, să avem voia Lui și ca biserică și să creștem în toate punctele de vedere. Persoane care vor să se roage la finalul mesajului. Mulțumim, Doamne, Tatăl nostru, pentru acest cuvânt plin de viață. Mulțumesc, Doamne, pentru provocarea care ne faci pe cei dintre noi. Mulțumim, Doamne, că suntem parte acestei biserici. Și dorim, Doamne, să ne binecuvintezi lucrarea fiecăruia dintre noi. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare să ne implicăm în lucrarea de slujire. Vă rog, Doamne, să ne ajut să facem ucenici. Să ne ajut, Doamne, pe fiecare să ne implicăm în evanghelizare. Și am dorit, Doamne, Tatăl nostru, ca să stăm fiecare la dispoziția Ta. Lucrează, Doamne, în viețile noastre și dă binecuvântarea Ta. Amin. Ajută-ne.
Te rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu recunoștință, Doamne, și cu mulțumire de rugăciune după masă, fiind ziua de azi, în dimineața acasă, înaintea ta, Doamne, și te rugăm să binecuvântezi prezența noastră în locul acesta. Îți mulțumim, Dumnezeu, că avem acest har de a sta în prezența ta, Doamne, și te ești prezent împreună cu noi aici. Mulțumim. Pe tine, Dumnezeu, încercăm în această dimineață rugăciunea noastră, Doamne, și te rog ca tu să ne asculți, Doamne. Te rog să cercetezi viețile noastre, Doamne, să ne dai o inimă sinceră și curată, Doamne, și să fim călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Te rog. Te rog să binecuvântezi rugăciunile care s-au înălțat spre tine, Doamne. Te rog să binecuvântezi și cântările care le-am îndreptat spre tine, Doamne. Da. Și îți mulțumim și pentru cuvântul tău pe care tu ne-ai vorbit și în această dimineață. Am vrea să binecuvântezi. Amin. Îți mulțumim că cuvântul tău este adevărul, Doamne. Ajută-ne să trăim în adevărul tău, Doamne. Să trăim în lumină, Doamne. Și ca mădurare în trupul tău, Doamne, ajută-ne să fim mădurare sănătoase în trupul tău, Doamne. Să ne cunoaștem fiecare darul care tu ne-ai dat, să punem în slujba ta, Doamne. Ducem la îndeplinire cuvântul tău. Te rog să cercetezi și biserica ta, Doamne, să te rugăm, Doamne, să-ți rugăm binecuvântare pe casa ta, pe biserica noastră, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca uniți în dragostea ta, să răudăm să cinstim numele tău. Amin. Amin. Doamne, mulțumim pentru cuvântul tău care încă mai are cer. Mulțumim, Doamne, pentru Duhul tău ce sunt care încă schimbă bine. Suntem recunoscători și pentru această dimineață. Suntem recunoscători cu nevrei mântuiți pentru tine și împărăția ta. Doamne, te rog să împrăzești cu milă și cu îndurare spre biserica ta să o cercetă. Doamne, te rugăm frumos să ne cercetezi, Doamne. Ajută-ne ca să ne apropiem de tine. Te rugăm. Ajută-ne, Doamne, ca să te sfințim ca Domn și stăpânul vieții noastre. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca să fim o mărturie în societate. Te rugăm. Ajută-ne, Doamne, ca să mijlocim mai mult pentru poporul meu. Te rugăm. Ajută-ne, Doamne, ca să privim mai mult spre tine și să credem în puterea ta cea mare și despre te binecuvântăm, Doamne. Și îți mulțumim că ne-ai spus. În numele Fiului Tău și pentru slavă și gloria numele Tău. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi biserica din Tulca. Amin. Mă rog să ne crești pe fiecare mai aproape de tine. Amin. Să fim o biserică matură, Amin. O biserică care se mulțește, care crește, care o mărturie în satul acesta. Amin. Și prin lucrarea pe care o facem, numele Tău să fie lăudat acum și în veci. Amin. Cu pasul. Domnul să fie binecuvântat pentru ceea ce a lucrat în mijlocul nostru în această dimineață. Mulțumim pentru slujire celor care s-au implicat, mulțumim pentru cuvânt. Frate Cristi, mulțumim pentru îndrumare. Duhul Domnului să lucreze sfințire mai departe în noi și mântuire acolo unde este nevoie. În îndurarea lui Dumnezeu ne întâlnim în această după amiază, la orele 6, la capela de la din comună, pentru serviciul de priveghi. Doamnele și domnișoarele, nu vă grăbiți să ieșiți. Aveți răbdare. Frații au pregătit ceva dulce pentru fiecare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Domnul să vă păzească și să vă binecuvânteze. În pace, biserica este liberă.